Asociația Altar, Forumul Revoluției și Asociația 17 decembrie sunt doar câteva dintre organizațiile ai căror membrii au protestat în fața prefecturii. Ei s-au alăturat colegilor lor care au intrat în greva foamei la începutul săptămânii. Doi dintre revoluționari au ajuns la spital, dar nu se dau bătuți. Țin în mână poza colegii noastre care face greva foamei, începând cu data de 21-11 anul acesta, împreună cu alți 6 colegi. Dorim să atragem atenția întregii clase politice că fac o foarte mare nedreptate beneficiarilor legii 341. Vrem să obținem dreptate. Vrem să obținem adevărul care ne apasă timp de 22 de ani. Vom continua până când într-adevăr ne vom obține dreptate, pentru că nu se mai poate, am ajuns la culmea răbdării. În urma acestei greve dorim ca într-adevăr guvernul acesta să-și dea seama pentru ce am luptat noi în decembrie 89. Promisiunile nu s-au lăsat prea mult așteptate. Reprezentanții PDL Timiș promit că vor face un amendament la legea bugetului pentru anul viitor, care să cuprindă sumele necesare pentru plata drepturilor revoluționarilor. O, da, mă, e nicio șmecherie. Dacă crăp, n-am crăpat atunci, crăp acum. Care e șmecheria? În Timiș, aproape 1300 de revoluționari și urmași ai acestora primesc indemnizația de la stat. Revoluționarii vor protesta și vineri în piața Operei, alături de alte persoane din țară care vor veni să-i sprijine în semn de solidaritate.